Megidia și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod. Colegii spuneau tanchistul și niciunul nu avea curajul să-și măsoare forța cu el. Tânărul în vârstă de 32 de ani a doborât mai multe recorduri mondiale la flotări. La locul tragediei a ajuns și un elicopter, dar militarul nu a mai avut forță să trăiască. Echipaje de salvare, dar și un elicopter au intervenit la locul accidentului. Tânărul militar a pierdut însă lupta cu viața. Se numea Gabriel Ban și era unul dintre cei mai puternici soldați. 5, 6, 7, 8. Tânărul făcea sport de performanță. A depășit mai multe recorduri la flotări cu palmele întoarse, dar și pe mingi medicinale. A făcut 450 într-o jumătate de oră. Un sportiv adevărat, care a dobărât mai multe recorduri mondiale, își dedicase viața în totalitate sportului, a făcut foarte multe performanțe. I se spunea tanchistul, era singur, necăsătorit, nu avea iubită, locuia la blocurile din spatele meu. Era militar din 2005 și de 7 ani lucra la regimentul 53 rachete aeriene. Sergentul major Ban Gabriel, din păcate, a avut o viață mai tristă, cred eu. Mama a decedat, tatăl nu l-a cunoscut. Are doi frați, un frate preot catolic care se află în Italia. Și sora este undeva într-o comună din Bacău. Accidentul în care aseară tânărul și-a pierdut viața s-a produs pe drumul dintre Ciocărlia și Medgidia. A intrat cu mașina într-un cap de pod și apoi s-a răsturnat cu ea în câmp. De dimineață, autoturismul a fost dus pe o platformă în curtea unității militare. Din el a mai rămas doar o grămadă de fiare. Militarul era în timpul liber, își cumpărase mașina luna trecută și se mândrea cu ea pe Facebook. Gabriel era singur în autoturism și, cel mai probabil, neatenția a dus la acest sfârșit tragic.